Constantin, fost și, din ce spune presa, viitor lider la Consiliul Județean, pe o funcție importantă. Haideți să începem de aici. Ce ne puteți spune despre zvonurile că veți fi următorul vicepreședinte la Consiliul Județean Neamț? Am citit și eu în presa de ieri știrea cu urmează al șaptelea vicepreședinte. Luați-o ca inventar de zvon. Deocamdată, lucrurile la Consiliul Județean sunt absolut clare. Sunt doi vicepreședinți în funcție, valizi, care lucrează și probabil că vor lucra în continuare. În orice moment pot să existe anumite modificări, reconfigurări. Toate partidele trebuie să fie pregătite să aibă varianta B, C și D. Variante de lucru, variante de rezervă. E o variantă de lucru ca multe alte variante care au fost vehiculate de-a lungul timpului pe scena politică din Piatra Neamț. Haideți să le luăm pe rând. Unii mai răutăcioși spun că dumneavoastră sunteți Hrebenciucul de la Neamț. Deci trebuie să știți multe lucruri. Haideți să le luăm pe rând. Ce se mai aude cu apa Sârmului? Au fost prinși, au venit mascații peste ei, i-au luat, erau contracte, furau, jefuiau țară, popor. Ce s-a întâmplat? E învinovat ceva? Haideți să o luăm exact, punctual, pentru că formația tehnică de care sunt mândru mă obligă să fiu un pic riguros. Instituțiile, sau instituția care poate să verifice într-o primă fază legalitatea unor acte și unor fapte de la o societate care derulează bani public și APA Sârb se încadrează în această categorie, deși eu am un pic o altă idee despre lucrul acesta, este Curtea de Conturi. Știți bine, sfârșitul anului 2013 a marcat un control al Curții de Conturi, sucursala, filiala de aici, care au stat Piatra. Foarte mult timp pe acolo. Cred că au stat o lună jumate, două, da. Au verificat conform prevederilor legale anumită perioadă și, din câte știu, nu au fost găsite sau nu au fost evidențiate elemente care să conducă la, eu știu, schimbări, imputări masive la nivelul societății județene, companiei județene, asta este corect, compania județeană APA Sârb. Păi spuneam, e ceva de o rectificare, de ceva, e bani europeni care trebuie să dați înapoi sau încă sunt în litigiu acești bani, încă se discută. Păi banii aceștia europeni, vorbim de corecțiile pe derularea fondurilor europeni și chiar și pe fonduri guvernamentale. Sunt niște etape, sunt instituții ale statului, de la Ministerul Mediului, Unitatea de Implementare, care vin, verifică și pot să emită anumite păreri. Dacă nu mă înșel eu, la APA Sârb inițial a fost o mare comisie de la Consiliul Județean, care a făcut și ei un raport. Consiliul Județean are în audit, da, ceva. Consiliul Județean are o structură care se numește audit. Este după normele europene, suntem membri ai Uniunii Europene. Această structură de audit este doar cea care poate să facă o fotografie. Ea nu poate să, spre deosebire de Curtea de Conturi, care dă și decizii și au făcut-o al negru color, de imputare. Da? Au făcut o radiografie, a fost părerea lor. Dar foarte multe din constatările auditului de la Consiliul Județean nu s-au regăsit în raportul final al Curții de Conturi de aici, de la Piatra Neamț, și mai mult nu s-a regăsit nici într-o imputare venită pe linia Curții de Conturi. Dar haideți să vorbim despre acel audit intern, pentru că eu am văzut o chestie foarte interesantă acolo, care nu a fost scoasă și promovată mai departe de cei de la Consiliul Județean, pe masa cărora a fost. În auditul respectiv se spunea clar, nu se poate mări prețul la apă. Nu am auzit niciodată Consiliul Județean să iasă să spună, corpul nostru de control de audit a stabilit că nu se poate mări prețul la apă. Ba, din contra, tocmai invers s-a întâmplat.
Deci, auditul nu are cum să dea o asemenea decizie, să emită o asemenea... Este în proiect, în concluzie. Deci nu are cum să spună lucrul acesta, pentru că... Nu se poate, avem niște reguli puse de proiectul european. Nu, mări, poate vorbim de micșorat prețul la... De micșorat, micșorat prețul la... Am rămas blocat, pe toată lumea spune că s-a mărit. Au spus clar... cei de la Consiliul Județean, că nu se poate umbla la prețul la apă, pentru că sunt niște reguli impuse. N-am văzut Consiliul Județean, mai mult de atât, prin tovarășul președinte, am văzut că s-a spus totuși altceva. Să scădem prețul, el cu auditul pe masă, că nu se poate. Deci această idee care este vehiculată și care eu spun că este o pistă falsă, care ține de campanie electorală și, din păcate, constatăm că această campanie electorală la neamț este perpetuă și continuă, da? Perpetuă mobil, speța zero. Este perfectă și continuă și are una din ținte a fost această discuție privind prețul la apă în județul Neamț. Cred că prin 2013 Consiliul Județean a aprobat o strategie, strategia care a venit de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI Aqua Neamț, și care a trebuit să fie implementată. Strategia vorbea de o politică de preț pe apă în județul Neamț, de niște elemente de profitabilitate pentru a putea să acceseze aceste fonduri de coeziune europene. Cred că anul viitor vom încheia, de fapt, sfârșitul anului acesta, dar probabil cu o prelungire de vreo 6 luni, pe 2015, finalizăm în sfârșit și această etapă pe fondurile de coeziune, inițial 107-109 milioane de euro. Deci nici anul acesta nu se poate umbla la prețul la apă. Nu, noi finalizăm proiectele de implementare a fondurilor pe fondurile de coeziune. Asupra politicii de preț la apă, competența acestui memorandum a fost până la 31 decembrie 2013. Păi atunci de ce nu aplică tovarășul Tărâță planul fostului consilier Adrian Paciu, care ne dădea apă gratis? Eu cred că ar fi mult mai rentabil să luăm gratis. Bun, haideți să fim foarte bine înțeleși. Nu Consiliul Județean este cel care stabilește. Dar el țipă. E adevărat, este unul, Consiliul Județean este unul din acționarii majoritari ai companiei, dar nu compania este cea care este responsabilă. Noi vorbim aici de o asociație de dezvoltare intercomunitară care cuprinde toate unitățile administrative teritoriale, toate comunele în care operatorul județean APASERV operează și dă acest serviciu de utilitate publică, furnizare de apă și epurare apei uzate. Și politica de preț va fi stabilită de această asociație de dezvoltare intercomunitară. Iar, ca să fim foarte bine înțeles, concesionarea serviciului de alimentare cu apă și epurarea apelor uzate în cadrul județului Neamț nu a fost dată de către de Consiliul Județean, ci de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Deci, în accepțiunea mea, responsabilul, iar Compania Județeană de Apă raportează și doar acestei asociații de dezvoltare, care este cea care, până la urmă, i-a încredințat acest serviciu. Consiliul Județean este unul din parteneri, are un vot în cadrul Asociației de Dezvoltare și aici am încheiat subiectul. Să știți că de la toată bulversarea asta care a fost în Consiliul Județean, un vecin de-a meu mai în vârstă îi spune altui vecin: uite, băietul ăla care are Opel-ul ăla a mărit prețul la apă. Era vorba de domnul Bourcean, sărac. Da, nu putem discuta. Deci, e foarte neclar pentru foarte mulți oameni. Dar acum s-a terminat prețul la apă, acum e cu gălăgia de la apă. Așa că deci, să trecem și la următorul. Deci gălăgia la apă, eu cred că deja subiectul este închis, scurtă de conturi a venit, a făcut... Nu, gălăgia care o produc ei nu știu cât decibeli, încă 4 decibeli mai mult decât nu știu cu ce stație, suflante, deranjează orașul, mută oamenii, ăsta e nouă subiect. Da, e adevărat, e un subiect, mâine o să aflăm că în județul Neamț și în Piatra Neamț se plimbă gunoaile și bate vântul și nu știu ce se mai întâmplă și din cauza asta sunt
sunt deranjate berzele posibil. Care urmează să cuibărească nu știu ce copaci din zona... Și n-ar fi rău. Poftim? N-ar fi rău ce vin au berzele. Da, e o discuție pe teme de ecologie care, până la urmă, face bine la opinia publică. Subiectul următor. Sunteți în Consiliul de Administrație la spital. Da. Ce se mai întâmplă acolo? Am văzut că recent, chiar aș vrea să vă cer o opinie, mai mult personal, așa, ca idee. Am văzut o declarație recentă a tovarășului Culiță Tărâță, în care spunea că, citez, din contabilitatea firmei TCE3 Braz, am direcționat, din contabilitatea firmei TCE3 Braz înființată de mine, am direcționat către spitalul județean Neamț 2,8 miliarde. Nu știu cum poate dumneavoastră să mai lucra cu firme, cum poate cineva să direcționeze niște bani într-o contabilitate a unei firme unde nu e în conducere. Da. Poate să ai exprimat greșit. În primul rând, aș vrea ca să lămurim ce înseamnă Consiliul de Administrație la spital, pentru că pe tema asta există foarte mult folclor și o anumită confuzie plecând de la noțiunea de administrator. Cei 5 care fac parte din Consiliul de Administrație al Spitalului nu au calitatea de administrator. Ei reprezintă unii Consiliul Județean, alții Ministerul Sănătății și pe președintele Consiliului Județean într-un for care are niște atribuții limitate. Aceste atribuții nici pe departe nu sunt cele pe care le au în accepțiunea juridică administratorii. Sunt doar niște atribuții care țin de bugetul de venituri și cheltuieli, lista de achiziții și o chestiune generală pe care la care eu am făcut apel de mai multe ori, se pronunță asupra sănătății publice din zona în care este arondat spitalul respectiv. În legătură cu informația pe care o prezentați dumneavoastră, până la... Nu, e citat dintr-un... Citatul din președintele Consiliului Județean, până la 31 decembrie al anului trecut, pentru anul fiscal pe care noi cred că l-am încheiat, se poate direcționa o cotă de 20% din impozitul pe profit care urmează să fie plătit, da? Această cotă de 20% poate fi dirijată către anumite ONG-uri și nu sau către spital. Deci nu știu, neapărat către deci eu ca administrator de firmă pot să-mi direcționez 20% sau X sumă din profit către spitalul județean. Către o anumită entitate. Către o anumită entitate. Eu nu înțeleg și poate mulți dintre cei care se uită la noi nu înțeleg cum poți să direcționezi această firmă dacă tu nu administrezi și nu o conduci. Da, bun. Aici te scapă. Eu aș vrea să fac la vreo 5 firme treaba asta, care nu le administrez eu. Problema este, haideți să fim puțin mai riguroși. E adevărat, dumneavoastră ați vorbit de administrator, Consiliul de Administrație, eu aș vorbi și de plenul asociațiilor, celor care sunt acționari la respectiva societate și până la urmă, probabil că există și o legătură de suflet între respectiva societate deci, și... Pentru că din punct de vedere legal, mă îndoiesc că există... Că există vreo legătură între președinte și firma respectivă, pentru că am intrat în niște conflicte și în niște cazuri flagrante de incompatibilitate. Peste acest subiect, e bine să știți și dumneavoastră în calitate de consilier județean, că am întrebat acum vreo 60 de zile de acum, în mod oficial, în baza legii 544 la Consiliul Județean, dacă tovarășul președinte al Consiliului Județean are vreo legătură cu postul ISTB, dar nu ne-a răspuns nimeni, pentru că Consiliul Județean nu poate să răspundă decât la ce vrea. E bine să știți că acolo nu se răspunde totdeauna la presă. Da, dar probabil că asta nu este o problemă a Consiliului. Este o problemă de interes public ceea ce face președintele Consiliului Județean. Nu, eu cred că întrebarea trebuie adresată direct președintelui, pentru că... Păi a spus să lucrăm pe purtător de cuvânt, ce facem acum? Da, nu se... Haideți să punem semnul de egalitate între instituție și cel care conduce vremelnic respectiva instituție. Când este domnul Tărâță sau că este altcineva, el are un mandat temporal, nu, care ține de voința... Sună urât asta, mandatul, da? Așa este, nu? Ai primit un mandat de la electorat
În acest caz, pentru 4 ani, expiră 2016, când o fi alegeri. Sunt mandate care expiră și mai repede, 24 de ore, 29 de zile, sunt tot felul de mandate. Da, între care unii dintre noi le au, unde au, o să le aibă, nu o să le aibă. Deci la spital ce se întâmplă? Sunt atâtea discuții și, ca să fiu foarte sincer, spitalul este foarte opac de la o vreme încoace. Nu se mai știe nimica, nu se mai vede nimica, se face o conferință de presă la sfârșitul anului și atât. Ce se mai întâmplă acolo? Deci la instituția sanitară reprezentativă pentru județul Neamț, care este Spitalul Județean de Urgență, parcurgem niște pași legali să intrăm în legalitate. Primii pași au fost făcuți în momentul în care a fost organizat concursul pentru postul de manager al spitalului, câștigat de domnul doctor Ioan Lazar, apoi pe cale de consecință concursul pentru echipa managerială, pentru directorul adjunct, directorul medical, directorul economic și directorul de îngrijiri medicale. E, în momentul acesta suntem pe următorul treaptă, organizarea concursurilor pentru șefii de secții, pentru că... Care va fi la fel de previzibil și ca virgulă concursul de la spital, unde puteam să spunem cu precizie de 99% cine va ieși director, la fel de simplu va fi? Se știe dinainte cine? Adică se presupune dinainte cine? Nu, haideți ca să fim... Concursurile astea sunt ca să fim întrebări. Să fim un pic, să fim riguroși. Din comisia de concurs fac parte 5 persoane, directorul medical al spitalului, apoi sunt medici, sunt reprezentanți ai DSP-ului și există și un reprezentant al Consiliului Județean și cred că este pentru prima dată când facem lucrul acesta, plenul Consiliului Județean a fost cel care a desemnat un membru, în persoana mea, să facă parte din comisia de concurs. Concursul nu are o temă medicală, adică noi nu vom evalua cunoștințele medicale ale candidaților, ci vom discuta doar despre calitățile manageriale, pentru că șefii de secție vor semna un contract de mandat pe durata de 3 ani de zile. Acest mandat și obiectivele se pliază pe o dorință mai dumneavoastră, mai veche, de a vedea contractul de mandat al managerului spitalului. Deci sunt niște obiective. Noi n-am văzut nici măcar proiectul lui în care spunea ce propune el, ce își propune pentru spital pentru următorii 4 ani de zile. În funcție de ce spunea în acel proiect de manager. Dar de ce nu putem să-l vedem? Ce e așa de secret? Și nu este, eu spun că nu este deloc secret. Dar avem scris. Nu, și de la Consiliul Județean că e secret. Nu e public. Nu avem voie să știm, să informăm lumea deci, despre ce se dacă dorește. Respectivul document este secret, atunci cei care au acces la el, toți trebuie să aibă ornes. Și mă îndoiesc că sunt persoane, toate persoanele, sau mă îndoiesc că la Spitalul Județean vizibil sunt persoane care au certificate ornes. De la instituția unde ați fost ales dumneavoastră, Consiliul Județean, unde ați fost ales de către oameni, avem hârtie că nu e voie. Nu. Este un abuz și este o aberație. Instituția e unde lucrați dumneavoastră. Eu ce să fac? Unde vă trimis alegătorii. Deci, nu lucrez acolo. Noi ne-am făcut treaba în dreptul nostru și am încercat să prezentăm nemțenilor cam ce planuri are domnul Lazar pentru următorii ani. N-am putut. Asta este. Acest contract de mandat al managerului, el trebuie să fie public, pentru că persoanele care vor susține concursul pentru șef de secție trebuie să se plieze pe ceva. Și vor trebui să-l cunoască și funcție de ceea ce și-a propus în următorii 3 ani de zile managerul spitalului să facă, vor trebui să pună în practică șefii de secție. Poate și oamenii și poate să citească. Dacă șefii de respectivele persoane nu vor fi capabile să ducă la îndeplinire contractul de mandat al managerului, atunci nu mai vorbim de absolut nimic de act managerial la Spitalul Județean. Dar eu vă spun cu siguranță că documentul respectiv va fi făcut public, pentru că sper. Va fi făcut public.
Doar din această perspectivă că cel puțin 9 persoane vor avea acces la el și vor trebui să-și facă niște proiecte, vor trebui să susțină un interviu pe tema, pe tema aceasta. Chiar aș vrea să vă întreb. Noi nu suntem specialiști. Noi nu știm nici medicină veterinară. Dar așa, vedem din exterior. Statistic, în România, 64% din decese sunt pe motive cardiovasculare. Nu credeți că ar trebui să fie prioritatea numărul 1 aceste îngrijiri pe sectorul cardiovascular la spital? Nu avem medici, e foarte complicat ca cineva să aibă acces măcar la un control de acest gen fără să plătească. În policlinică aproape nu mai este nimeni. Trebuie să te abonezi după 2 luni, după o lună, după 64% din decese. Și noi nu putem asigura, oare nu ar fi mai important decât bariere, decât știu eu ce alte chestii? Noi am avut o discuție pe tema aceasta și eu personal am pus câteva întrebări în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetului Director, în legătură cu secția de cardiologie, pentru că la sfârșitul anului trecut, un grup de medici de la secția medicină internă și de la alte specialități s-au adresat Consiliului de Administrație, nemulțumiți fiind de o decizie a Comitetului Director de impunere a unui sistem de gardă pe secția de cardiologie cu medici care nu au această specializare de cardiologie. Deci, ci măcar în policlinică. Haideți să spunem că la spital nu vreau nici eu să ajung, nici dumneavoastră, nici nimeni. Dar partea asta de prevenție, să merg la policlinică să fac un control gratuit, nu este posibil. Nu este posibil. Mai mult de atât și mult mai îngrijorător de atât, dacă ai un blocaj vascular sau ceva, la Piatra Neamț ți se amputează un membru. Dacă ești la Iași, ești operat. La Piatra Neamț ți se amputează. Dacă te duci prea târziu, dacă mai au timp și ai și bani să te suni în salvare, să te duci pe Iași, bine, nu, la Piatra nu mai ciung. Discuția pe care eu am avut-o în cadrul Consiliului de Administrație și întrebarea pe care am pus-o a fost de ce până la acest moment nu există un plan de a avea medici cu specializarea cardiologie și oftalmologie. Sunt două chestii pe care le-am discutat punctual. Un medic rezident, rezidența durează 5 ani de zile, deci chiar dacă astăzi ar fi scoase ca necesar medici de oftalmologie și cardiologie la Piatra Neamț, abia peste 5 ani, respectivii medici vor ajunge teoretic la Piatra Neamț, dacă între timp nu vor opta pentru un alt centru sau un alt spital din România. Aceasta este o greșeală. Este o greșeală managerială care vine puțin din trecut. E adevărat, actuala conducere are problemele ei, dar ar trebui să privim un pic și în urmă cu 4-5 ani și să punem această întrebare: de ce nu a existat un plan în care pe o perioadă de 5-10 ani, privind o dinamică a cadrelor medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență? Mi s-a răspuns și răspunsul ăsta este varianta cea mai simplă. Da, noi am scos anul ăsta la concurs, nu știu cât, 10 posturi și s-au prezentat la concurs doar 8, deci n-am acoperit total numărul de posturi scoase. Haideți să vă spun tot din afară. Părerea noastră de nespecialiști. Este foarte greu să găsești anumite specialități medici. Este foarte greu, de exemplu, să găsești medici legiști. Este foarte greu. Dar, dacă descărcăm de pe site-ul spitalului frumos lista cu salarii, vom vedea că la medicină legală se ia 130 milioane în mână. Păi, adică cum poate la ăla și la ăsta, din cauza la care merg 64 de oameni la autopsie în partea aia, la întâi nu se poate. De ce acolo putem să avem 130 milioane, 140 milioane salari, bani în mână mă refer, și în partea asta la întâi, hai să râdem de rezidență. Asta ține de o grilă de salarizare. Cei de la laboratorul de medicină legală au și venituri proprii. Este, cred că, singura secție din cadrul... Eu spun strict de salar. Da, deci este singura secție care are venituri proprii substanțiale.
un grad de salarizare, un grad de salarizare superioare există și pe medicina de urgență, cei de la UPO, de la stația județeană de salvare, au alte, se încadrează într-o altă grilă de salarizare. De ce nu s-ar putea face în sectorul ăsta unde sunt 64% statistică România, 64% din decese? Bun, haideți să ne adresăm celor care conduc lucrul acesta la nivelul Ministerului Sănătății, să ne adresăm celor pe care i-am trimis în Parlament și să le dăm această, păi nu, să le dăm această temă. De ce să mă adresez eu sau dumneavoastră? N-ar trebui directorul spitalului, n-ar trebui ei să facă... Este o problemă la nivel național, adică nu este o problemă numai aici în județul Neamț. Okay, deci grila de salarizare... Aici din Neamț fac ceva ca să grila, de oamenii... Grila de salarizare este o grilă la nivel național, pentru că ei sunt... dependenți de bani publici și știți foarte bine că în sectorul acesta public, bugetar, grilele de salarizare sunt extraordinar de bine stabilite. Este regretabil că la Piatra Neamț, pe cel puțin aceste două secții, dumneavoastră ați vorbit de una, eu vorbesc de două secții, intru aici și cu secția de oftalmologie în care... Doamne ferește să ai ceva. Deci, Doamne ferește să ajungi acolo. Nu are ce să ocupe de tine. Doamne ferește să ajungi în afara programului medicului. Întâmplarea a făcut că am avut o problemă medicală și a trebuit să fiu în secția de primiri urgențe de la UPO. Și erau cazuri care, relativ, nu foarte, foarte dificile, care însemna o intervenție a unui medic de specialitate, oftalmolog, și persoana respectivă a fost trimisă la Iași cu o ambulanță, blocat, bani până acolo, pentru o chestiune care a durat o intervenție câteva minute, pentru că la nivelul spitalului din Piatra Neamț nu există un număr de medici suficient încât să se poată organiza o linie de gardă. La cardiologie de rău avem o linie de gardă. La oftalmologie nu se poate organiza linie de gardă pentru simplu motiv că nu există medici. Aceea e mai bine așa, să nu vadă nemțenii chiar cu ce se întâmplă. Nu știu, eu spun că lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit și eu sper că în programul managerial al domnului director, al domnului manager, există această preocupare și unul din puncte este de a completa secțiile cu deficit de medici. Eu știu, trebuie să găsim o modalitate în care să-i atragem. Consiliul Județean. Nu. Să le punem la dispoziție locuințe gratuite, nu? Da, să le acordăm anumite beneficii încât să... Și nu trebuie astea să vină despre spital, aceste propuneri? Fără doar spate. Și de ce nu vin? De acolo trebuie să vină. Să vină soluții. O parte dintre ele pot fi discutate în cadrul Consiliului Județean, nu? Putem aplica pe un proiect de construcție de locuințe. Dar găsim un om care poate direcționa cu sufletul niște locuințe, de serviciu, da? Eu știu, o grijă sau mai multă atenție privind soțul, soția unui medic, adică să găsim... Exact cum fac cei la poliție, de exemplu. Exact, să găsim modalități încât să-i fidelizăm și să-i facem să vină aici la Piatra Neamț. Eu chiar discutam zilele trecute cu directorul medical și am pus întrebarea: când estimați dumneavoastră ca secția etajul 1, 2 și 3 să arate de aceeași manieră în care arată etajul 4 și etajul 5? Cel mai rapid vom avea o soluție pe etajul 2, chirurgie, în momentul în care vor fi gata cele 5 săli de operații din corpul, așa zisul, nefromed, plus cele două săli de operații și preoperații și postoperatorii din etajul 2 din Spitalul Mare, și probabil că se va trece la o reorganizare și o regândire a secțiilor de chirurgie și de ATI din etajul 2 din spital. Deci pe chestia aceasta probabil că în maxim 2 ani de zile vom avea un rezultat palpabil. Intenționăm ca etajul 3, secțiile de operații de la etajul 3 de pe ortopedie să le modernizăm într-o primă fază prin bugetul pe anul acesta. Ține foarte mult de actul managerial. Este foarte ușor să spui că n-ai bani,
foarte ușor. Este scuza cea mai, eu știu, la îndemână. Nu avem bani, nu există alocări bugetare. Da. Și cu bani puțini. Și mai ales cu știința de a atrage banii altora, vorbim aici de banii de la Uniunea Europeană, vorbim de banii de pe programele de sănătate națională, am putea face și la Spitalul Județean, din Piatra Neamț, de aceeași manieră cum lucrurile se desfășoară acum la Târgu Mureș, dacă vreți, la Brașov, sau dacă ne uităm aici mai aproape, în curtea vecinilor noștri de la Bacău. Sunt cu câțiva ani înaintea noastră, unii cu câțiva ani, alții cu câțiva ani, zeci de ani. Câțiva zeci de ani, da. Să revenim la Consiliul Județean. La nivel declarativ, partidul din care faceți parte este în USR. La nivel ipotetic, se vede cu totul altceva. Care sunt aceste alianțe în Consiliul Județean? Nu mai înțelege nimeni. Răspundeți-mi oficial, neoficial, spuneți-mi într-un fel, care cu care mai e pe acolo. Deci nu la nivel declarativ, ci la nivel practic, Partidul Social Democrat este componenta Uniunii Social Democrate și, dacă doriți un pic mai mult, este componenta a Alianții de Centru Stânga la nivel național și, normal, și la nivel de Piatra Neamț. Mi s-a pus de foarte multe ori această întrebare privind alianții. Aveți grijă că la noi oamenii poate să comenteze și da, cum vă sancționează. Mă sancționează dacă voi greși. Adică spuneți că sunteți în alianță cu UNPR-ul și merge treaba frumos? Nu, eu spun așa, că la nivelul județului Neamț, ca și la nivel de național, există Uniunea Social Liberală, nu? Există, avem niște obiective pe care le parcurgem. Eu pun următoarea întrebare. Câte din hotărârile promovate de partidele componente ale USL-ului, dacă vreți, câte din hotărârile promovate de către președintele Consiliului Județean nu au trecut? Le numărăm pe degete, de la o mână. Deci, repet, iarăși, nu suntem foarte implicați, noi vă spunem lucrurile așa cum le vedem noi din exterior. Noi am fost acolo partenerul dumneavoastră de coaliție, cum a ridicat, a plecat, v-a lăsat singuri, probabil foarte mulțumit de coaliție. Sau, am văzut că sunt chestii care nu funcționează absolut deloc. Ca în orice familie. Deci nu poți spune că într-o familie totul este perfect și nu aici există... Aici vorbim de, ca să înțelegem, vorbim de familii normale, nu de ale de homosexuali. Nu, aici vorbim. Ce familie normală pe asta? Haideți să trecem în viața aceasta normală, nu? Există în funcționarea unei familii, unei alianțe, există și momente în care există unele disfuncționalități. Disfuncționalități care țin de anumite orgolii, care țin de anumite principii, dar la nivelul, haideți să spunem, lucrativ, la nivelul deciziilor macro, exceptând o singură hotărâre, toate hotărârile promovate de președinte sau hotărâri promovate de consilieri județeni din arcul acesta al USL-ului, toate au fost votate de plenul Consiliului. De plenul Consiliului. Eu spun de plenul Consiliului, da. Nu vorbesc neapărat de PSD, PNL, UNPR și, eu știu, alte formațiuni politice. Deci nu recunoașteți asta, asocierea asta așa puțin PSD, PDL, PPDD? Nu neapărat. Nu. Deci haideți chiar să vorbim foarte... Așa spune toată lumea. Haideți să nu ne dăm după microfon. E mic. Așa spune toată lumea. Spune că, pentru că, eu vă spun exact ce se spune în spațiu public, dacă greșesc, îmi cer scuze. Toată lumea spune că, neputând face PSD-ul față la presiunile și la lucrurile puțin forțate venite din partea tovarășului Culiță Tăluță, a trebuit forțat să dea mâna sau măcar să se agreaze o perioadă cu PDL-ul și cu PPDD-ul ca să poată să promoveze ceea ce a promis în campanie electoratului. Haideți să privim până la urmă lucrurile foarte clar și matematic, da? Cei de la PDL, membri în Consiliul Județean, spuneți-mi ce demnitate au, adică în momentul în care faci parte dintr-o alianță, vii și ceri și ceva.
Și eu, uitându-mă și văzându-i pe cei doi vicepreședinți, nu văd niciunul de la altă formațiune politică decât de la PSD. Foarte bine. Și care sunt atribuțiile celor doi de la PSD, în afară de creioane? De ascuție, pac, 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 pac. Care sunt atribuțiile? Adică eu mâine merg și vorbesc cu unul dintre cei doi vicepreședinți pe tema cui? A spitalului, a transportului, cine are decizia? Haideți să fim serioși. Nu. Decizia unde? E tot în birou, în partea cealaltă, ba chiar am văzut ceea ce nu am văzut la alte consilii județene, poate iarăși, nu cunosc eu bine, dar am văzut foarte multe chestii care se dau ca atribuții secretarului. Devin întrebările foarte curioase la Consiliul. Din punctul de vedere al legislativului, decizia este la Consiliul Județean la plen. Și avem enorm de multe exemple în care ceea ce a decis coaliția aflată la putere, care o fi, a trecut, chiar dacă părerea inițiatorului acelui proiect de hotărâre a fost altul. Deci, din punctul de vedere al deciziei legislative, fără doar și poate, totul ține de plenul Consiliului Județean. Președintele este adevărat ordonatorul principal de credite, dar el nu poate să facă. Este înconsertat de niște prevederi bugetare. În momentul în care există niște abateri de la prevederile bugetare... Nu se întâmplă nimic. Se întâmplă. Ce se întâmplă? Dacă în anul fiscal 2012 au fost niște chestii care, în accepțiunea noastră, nu au fost corecte, în 2013, deși a existat o anumită pornire în sensul acesta, printr-o atitudine fermă luată de consilieri, lucrurile au fost exact în prevederile bugetare. Deci dați-mi voi să vă contrazic și să vă pun o întrebare simplă. Anul trecut au mers fără licitație și fără absolut nimica, în jur de 1.600.000 sau 1.800.000 lei vechi, către presă. Către cine a mers? Măcar știți către cine au mers acești bani? Fără licitație, fără nimica. Știți la cine au ajuns? Spuneți că nu se fac. Se fac din pixul domnului tovarășului președinte. Haideți ca să... Vorbim de 1 miliard și da. Aproape 2 miliarde. De care consilieri județeni pot să bag mâna foc că nu știu punctual unde au mers acești bani. Domnul Robert, deci consilierii județeni pot să analizeze execuția bugetară. Ei nu vor analiza niciodată și nu au nicio competență și chiar nici nu este de dorit lucrul acesta să se analizeze punctual cine anume este compania, eu știu, societatea care prestează anumite servicii la nivelul Consiliului Județean. Dar pe ce criterii să alege o companie? Nu, ales, poate să știe, deci, în Consiliul Județean. Sunt niște instituții abilitate ale statului în momentul în care sunt derapaje și încălcări ale legii, pe care imediat le vor sancționa. Niciodată. Un consilier județean nu poate să intervine în procesul și nici nu este de dorit lucrul acesta și nici nu este legal. Chiar ar fi o încălcare flagrantă a prevederilor legale, nu se intervine în procesul de atribuire a unor contracte foarte și dirijarea corect. Lor către anumite firme. Dar un consilier județean, după ce se dirigează banii, se cheltuiesc, ar putea să întrebe, nu vă spuneți măcar cui i-a dat, unde au ajuns banii aceia? Deci, momentul în care noi discutăm despre execuția bugetară și dacă dumneavoastră ați observat, cineva în cadrul anului fiscal 2013 a avut vreo două inițiative de a dirija anumite sume de bani, plecând de la modul în care au fost cheltuiți banii respectivi. Adică, în momentul în care știi să te uiți pe o execuție bugetară, vezi imediat dacă execuția este sau nu este corectă. Dacă există anumite prevederi, capitole bugetare în care există o execuție bugetară deficitară, îți pui anumite întrebări. Asta ce înseamnă? Că ai niște rezerve. O parte dintre banii respectivi, nu, ei fiind pe exercițiu financiar, pleacă la... Se evaporă. Nu se evaporă, nu. Pleacă înapoi la bugetul statului, lucru care nu este de dorit. În administrație, în momentul în care ai anumită prevedere bugetară, trebuie să o execuți. În momentul în care ai economii, te pune în probleme. Adică, unu, n-a fost croit bine bugetul sau cel care conduce instituția respectivă, ordonatorul principal de credit, n-a fost capabil să cheltuiască toți banii. Adică nu și-a făcut datoria. Pentru mine, în accepțiunea mea, și este, cred, corect acest lucru, în momentul în care ai o execuție bugetară deficitară, în sensul că nu ți-ai cheltuit toți banii, actul managerial are grave lacune. Și
De-aia consilierii județeni au intervenit de vreo două ori, luând anumite sume de bani, propunând anumite sume de bani să fie dirijate de la unele capitole în care execuția era deficitară și trecute către anumite capitole în care existau niște obligații financiare care puteau să fie extinse. Deci, încă o dată, în momentul în care noi vom analiza execuția bugetară pe anul 2013, vom putea pune și niște întrebări punctuale de genul acesta. Dar nu este la următorul interviu chiar o să. Dar nu este statuțin, dar nu este. Nu ține în atribuțiile și ale Consiliului Județean. Consiliul Județean aprobă doar dirijarea pe anumite capitole bugetare. Dar poate, uitați, vă rugăm acum, ca la următorul interviu, când va fi el, să ne spuneți, uitați, a ajuns la televiziunea aia, ziarul ăla. Pentru că ele au fost distribuite în două agenții de publicitate, din care nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat cu ei. Poate ne puteți ajuta să spunem cetățenilor, uitați, așa s-au cheltuit ăștia. Cheltuirea banului public trebuie să fie un proces transparent. Nu este. Deci, nu, Robert, eu am spus cheltuirea trebuie să fie. Uitați, de asta m-a apelat deci, la dumneavoastră. În momentul în care noi sesizăm niște abateri de la legislație, putem să punem aceste întrebări, iar executivul este obligat să răspundă, în primul rând, să răspundă oricărui contribuabil și cu atât mai mult, un consilier județean poate să pună o întrebare, nu? În cadrul plenului și aparatul de specialitate este obligat cu respectarea prevederilor legale, care ține poate și de confidențialitate, ține și de persoane și țin foarte de multe lucruri, trebuie să dea absolut toate răspunsurile. Haideți să punem un rămășac și am să vă spun că o să vă răspundă doar că i-au dat la o agenție sau două de publicitate, fără să vă spună la ce ziare sau televiziuni au ajuns și niciodată nu veți afla dacă a ajuns 90% din sumă la nu știu care și 10% la nu știu care. Haideți să vedem până la următorul interviu. Vorbim data viitoare. Deci, contractul bănuiesc, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră și cam... Este o atribuire directă către două agenții publicitare. Una care aparține de un ziar din Piatra și una care aparține de o televiziune prin cablu din Roman. Deci, noi putem să și avem acces la informația de următoarea manieră. Suma bugetară cu tare sau câștigătorul sau a fost atribuită către societatea X și societatea Y. Și acolo s-a terminat transparența. Nu. Deci mai departe, este o relație contractuală între respectiva agenție de publicitate și alte agenții economici. Nu cred că lucrul acesta sau dacă respectiva societate de media, agenții de publicitate, se încadrează în prevederile legii 544, atunci vom ști. E posibil să nu știm. Haideți să trecem și la ultimul punct, transportul. E de bandadă. Au făcut marmelada praștie la Troiau. Ce au făcut acolo? Eu pot să vă răspund doar ceea ce știu. Despre faptul că în plenul Consiliului Județean, atunci când am aprobat programul județean de transport, a existat un proiect de hotărâre ca o serie de trasee să fie scoase din programul județean de licitare și atribuite direct, pentru că legea dă voie aceluia, către operatorul județean de transport, în care Consiliul Județean este unic acționar, societatea Troleibuzul. Până aici lucrurile sunt absolut clare, sunt legale. Societatea Troleibuzul ar fi trebuit să aibă capacitatea de a opera pe acele trasee, plecând de la caietul de sarcini, în care sunt trecute numărul de curse, programul orar și capacitatea mijloacelor de transport. Eu bănuiesc că la momentul respectiv în care s-a promovat acel proiect de hotărâre, cu siguranță și cu știrea celor de la Troleibuzul, sau dacă hai să fiu un pic mai riguros, la inițiativa celor de la Troleibuzul, ei îndeplineau respectivele condiții, pentru că eu chestie... ar fi vrut să ia niște autobuze de prin niște trasee din oraș, dar nu au mai putut să le iau ulterior, din câte am înțeles eu, pentru că cei de la
Urptrans au dat nu știu ce subvenții pe acele trasee și au obligat să țină acolo. Ar fi vrut să renunțe, să mute, plus că în nota de fundamentare de câte au văzut se cereau niște bani care s-ar fi aprobat, nu s-ar fi aprobat, nu s-au dat. Deci ei în planul lor am înțeles că ar fi avut cu ce să execute aceste trasee, dar nu s-a potrivit calculul de acasă cu cel din târg. Păi vorbim deja, aceste trasee urmau să, sau intră în operare începând de anul acesta sau din luna mai a anului acesta. Deci era timp și este timp. Nu vorbim de niște nici sume de bani care urmau sau trebuiau să vină de la Consiliul Județean. Așa scrie nota de fundamentare pe care am văzut-o eu. Nota de fundamentare la momentul 2013, când am luat respectiva hotărâre, n-aveam de unde să știm ce va fi pe bugetul pe 2014. Aici este o problemă care ține de managementul celor de la troleibuzul. La fel, din câte am văzut eu, prima oară, ca virgulă dată calendaristică, am văzut hârtia făcută de cei de la Consiliul de Administrație și ulterior, ca dată calendaristică, contractul semnat de conducerea troleibuzului. Deci presupun că inițiativa a venit așa, Consiliul de Administrație, conducere. Presupun ceva de genul ăsta, din datele care le-am văzut eu. Deci primul emitent a fost Consiliul de Administrație, care nu știu ce au avut în capul cu așa. Nu, Consiliul de Administrație să solicite atribuirea celor 15 trasee din linia de troleibuz. Nu, mă refer deja la partea asta care s-a adus, la Transmoldavia, la ce s-au dus ei, ce contract au făcut ei, contractul ăsta foarte dubios, care l-au și anulat. Iarăși dăm o foarte mare competență celor din adunarea generală ale acționarilor. Deci știu sigur, știu discuția. Deci, în primul rând, dăm o foarte mare importanță celor din adunarea generală a acționarilor, care absolut legal n-au nicio competență. Cei care ar fi putut să decidă ceva sunt cei din Consiliul de Administrație, dar din câte știu eu, ei au emis o hotărâre în care lasă la latitudinea conducerii executive, adică managerului, directorului și acelor din compartimentele de specialitate să încheie contracte plecând de la nevoile imediate ale societății troleibuzului. Bănuiesc că cu o informare ulterioară către Consiliul de Administrație. Da, noi ce am văzut venea de la Consiliul de Administrație înspre conducere și spre AGA ca luare la cunoștință, ceva de genul ăsta. AGA... Ei luau la cunoștință atât. Deci Consiliul Adunarea Generală a Acționarilor, după legea 30, trebuie să se întâlnească cel o dată pe... odată pe an, atunci când se aprobă execuția bugetară a anului precedent, dar mai ales se aprobă Biblia oricărei societăți comerciale, care înseamnă bugetul de venituri și cheltuieli. Deci a încercat să translatezi deciziile și responsabilitatea către Adunarea Generală a Acționarilor este total, total incorrect și, dacă vreți, și nelegal. Pentru că cei care sunt responsabili din punct de vedere juridic, deci privind drepturile dintr-o societate, sunt administratorii care, la rândul lor, dau anumite competențe către conducerea executivă în baza unui mandat. Deci, domnii din conducerea executivă a societății troleibuz au un contract de mandat. În baza contractului respectiv de mandat, ei trebuie să ducă la îndeplinire. Informează Consiliul de Administrație periodic. Dacă sunt probleme care exced mandatului, atunci este nevoie de o hotărâre a Consiliului de Administrație. Dar modul în care ei își dirigează mijloacele de transport pe trasee, modul în care încheie contractul, este total a conducerii executive. Mi se pare incorect să trecem, în primul rând, responsabilitatea, așa cum s-a încercat, către Adunarea Generală a Acționarilor și... Eu am văzut că către CEA. Și ulterior către Consiliul de Administrație nu este corect. Nu știu cine a încercat să o ducă. Eu, din câte am văzut din start, ce obțin informația care le-am primit dacă eu, aveți, au fost dacă aveți... că ACA a fost înștiințată. Atât. Deci dacă dumneavoastră veți lua legătura cu cei, cât că 7 membri în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând întregul arc politic din Consiliul Județean, veți vedea că există un document emanat de pe la Consiliul Județean în care sunt trași de ureche de ce au făcut sau de ce nu au făcut. Eu știu că au fost doar înștiințați. Asta este informația mea. Dacă Consiliul Județean are informații mai slabe decât publicația noastră, e problema lor.
N-ați înțeles. Consiliul Județean a trimis un document către... Trebuie să-i tragă și pe ei cineva de urechi, nu? Da, da, dar are nicio treabă. Singurii care pot să-i tragă de urechi pe cei pe care sunt reprezentanții Consiliului, mandatați ai Consiliului Județean să le reprezinte interesul, este plenul. Deci plenul mi-a dat mandat, plenul mă întreabă. Așa, ca o ipoteză, să facem pe lângă tot, ca o ipoteză, ce părere aveți, ați avea dumneavoastră dacă totuși cineva și-ar permite vreodată să dea o dispoziție de genul societatea, ori Transmoldave, ori Lozan Petor, care a fi, să nu mai aud de ea pe traseele județene. Faceți ce vreți, numai societatea aia nu. Vi s-ar părea corect? Nu, este ilegală. Este ilegal așa este, ceva, corect? Nu este. E o prostie. Este ilegală. O mârlănie, ca să spunem în românești. Este, ipotetic vorbind, așa. Este ilegală și în același timp cel care ar face lucrul acesta ar trebui cu celeritate să răspundă în fața legii. Dacă îl pârăște cineva, dacă nu... Nu știu, din momentul ce informația aceasta este publică, fiți convinși că sunt... E o ipoteză. Mergem pe ipoteză. Dacă este o ipoteză, luați-o ca inventat. Dacă ar exista un asemenea... Total ilegală și în afara practicilor care țin de legea administrației publice locale. Și să încheiem cu o întrebare foarte dură. Sunteți la PSD. Va veni vreun loc de muncă în plus în județul Neamț în anul ăsta? Deci, răspunsul... Asta întreabă oamenii. Da. Am ales PSD-ul. Ok, da. Ne place cu PSD-ul. Okay. Un loc de muncă în plus față de ce a fost anul trecut. Un loc de muncă. Asta e prima problemă care discutăm de două paliere. În primul rând, discutăm de un palier legislativ. Discutăm de un palier național și dacă doriți, din punctul de vedere al PSD-ului la nivel local, județul Neamț. Deci, în primul rând, la nivel național, există un program de încurajare a inițiativei particulare, a inițiativei private și ceea ce se întâmplă în acest moment în economia reală, faptul că avem o creștere. Am încheiat anul 2013, probabil... Completată de obisă de cash flow. Cu undeva la vreo 2%, nu? Cu o prognoză pe 2014 optimistă, cu o rată a inflației undeva la 2,4%, cu o dobândă de referință a Băncii Naționale pentru prima dată în istoria post-decembristă de 3,75%. Deci toate lucrurile acestea nu le poate să ne conducă decât către o creștere economică care înseamnă obligatoriu și locuri de muncă. E, în momentul în care... Dar poate creșterea este economică, înseamnă mult mai mulți bani în buzunarul la 2-3. Nu putem vorbi despre așa ceva. Deci, noi vorbim de macroeconomie. Momentul în care elementele care duc la această concluzie sunt cu totul și cu totul de o altă natură. Deci toate lucrurile acestea către cine ne conduce? Un avânt economic și asta înseamnă locuri de muncă. Modul în care vom reuși să atragem în acest program național și județul Neamț este o altă discuție. Vom încheia cu o întrebare care o punem cam la toată lumea care ne întâlnim în privat. Credeți că este posibil în economia românească, cu veniturile românești, cu ce este normal în România, să acumulezi în mod cinstit o avere mai mare de 5 sau 10 milioane de euro, în condițiile și sociale, și de interese, și economice, cum sunt în România? Credeți că ar fi posibil? Și dacă ne gândim la anul 1990, când aproape toți am avut același start egal, da, răspunsul este da. La nivelul anului 1990, cine a început să lucreze într-o anumită afacere în anii 90, da. În momentul în care te apuci acum, trebuie să fie ceva excepțional. Ceva să vedeți teleportarea. Nu, ceva excepțional, nu de o importanță care excede cadrul național de nivel planetar și atunci poți. În rest, nu. Răspunsul este nu. Vă mulțumesc.